Lovitură de proporții la Survivor All Stars. Un faimos părăsește competiția, deși toată lumea credea că va pune mâna pe trofeu. Unul dintre faimoșii de la Survivor All Stars, favorit pentru a câștiga competiția, va pleca acasă. Eliminarea lui va fi o adevărată surpriză. Unul dintre cei mai apreciați faimoși de la Survivor All Stars va pleca acasă. Mai mult. S-a aflat ce se va petrece la duelurile show-ului filmat în Republica Dominicană. Potrivit ultimelor informații transmise de viperele vesele, situația se complică neașteptat de mult la Survivor All Stars, în special în echipa faimoșilor. Urmează o serie de plecări dramatice, eliminări în lacrimi și întoarceri la fel de șocante. În faza individualelor, la Survivor România All Stars, sâmbătă, 6 a 4 a 2024 mai rămăseseră Ian Sterp, Andrei Ciobanu, Robert Moscalu, Sorin Puscașu și Zani. Tot sâmbătă, în Consiliu, Dan Pavel anunța ordinea concurenților în funcție de performantele obținute după unificare. Pe primele două locuri s-au clasat Zani și Tejemiles. Urmații de Ian Sterp, Robert Moscalu, Andrei Ciobanu și Sorin Pușcașu. În urmă cu aproximativ doi săptămâni, Tejemiles l-a eliminat pe Zani în urma unui duel. La sfârșitul duelului, Ștefania Stani l a avea să plângă și să spună că dorește să-i cedeze locul său în competiție lui Zani. La cinci zile după acest moment. Același Tejemiles a eliminat-o la duel pe Ștefania Ștănilă, arată viperele vesele pe contul de Instagram. Acest sezon a adus deja foarte multe surprize și pe modelul reîntoarcerii în competiția lui Andrei Ciobanu, Zani și Ștefania Stănilă revin pentru un duel. Fiind sezonul surprizelor, în seara eliminării Ștefaniei Stănilă, domnul Dan anunță că atât Zani, cât și Ștefania Stănilă, cei doi eliminati de TG Miles, primesc șansa să revină în competiție, duel îndus între ei pentru un loc în competiție. În cazul lui Zani, domnul Dan avea să motiveze, pentru prima oară, faptul că acesta ar fi fost, în aceste cinci zile lipsă, în exil. Un exil la hotel. Dar un exil în legătură cu care, pentru impresia artistică, s-au filmat totuși și câteva cadre pe insula dominicană, mai informează viperele vesele. Potrivit informațiilor făcute publice de vipere, lucrurile se complică pentru producătorii show-ului. Mai mult, aceștia ar fi avut de liniștit o mică revoltă a cincurenților. Acesta a fost momentul care a stârnit revolta aproape tuturor concurenților rămași în competiție. Tinte mai bine de două ore au refuzat să participe la filmarea acelui duel, acuzând producătorii de tratamente preferențiale. Au acuzat producătorii că ei, ceilalți concurenți, au ajuns să fie doar niște pioni și niște actori plătiți. După ore de revoltă au acceptat să filmeze și acel duel dintre Zani și Ștefania. Duel câștigat de Zani pe un traseu vizibil ales pentru el este trist de remarcat că indiferent pe cine elimina TG din punct de vedere sportiv, acea eliminare trebuia validată și de producători, ceea ce, la umbra sezonului surprizelor, nu s-a întâmplat, mai susțin viperele vesele. Mai mult decât atât, deși TG a câștigat, inițial, duelul cu Zani, producătorii s-au răzgândit. Așa că, din nou, cei doi faimoși, au fost trimiși, din nou la duel, sâmbătă, 6 a a 2024, Zani și Tejemiles se întâlnesc, din nou, la duel, pe un traseu similar în proporție de 70% cu traseul în urma căruia Zani a fost eliminat de Tejemiles. De această dată, după 4, 4, opriri, 4, 4, refaceri, reluări ale traseului de duel, Tejemiles pierde duelul și este trimis în România. Mai susține sursa citată.